Mama, am descoperit pe unul, nane. Și original. Cântă superb ăla. Ai zborit unul ca mine. Poate să le facă pe loc ăla. Își înjura vecina, își înjura pătașul, pe măsa, iar a putut la pula. Ia, hai să vedem. Nane original. Ia, hai să vedem pe Radio Europa Liberă. Ia uite ce a făcut. Începutul. Ia, une. Comitetul Național pentru Europa Liberă. National Committee for Free Europe. A fost înființat de Guvernul Statelor Unite în 49 la Nova York. Radio Free Europe a fost ramura responsabilă de radiodifuzirea în numele acestei organizații. Păi da, dar vreau să știu data nașterii la... data renașterii. Ia. Preda Buzescu. Ia uite și pe Preda Buzescu. Deci ăsta a dat tortul până aia, până aia. A, deci... Nu, nu au dat tortul. Stăteau și ei așa câțiva. S-au schimbat ori între ei. Ăsta a chemat așa, dar era Radu Gorul. Deci și-a luat pseudonim ăsta, cred că era și poetesc. Lista incompletă cu salariați componenți originali din România, începând în 51. Hans, nu știu care, Dan Alexe, redacție Munchen, Bruxelles, Tudor Alexe, Ulia, ăla trebuia să fie inginerii, Fritz Braindrop, colaborator teme tehnice automobilistice, Flăci. Și Andreea Pura ce făcea, mă? Sugea culi pe acolo. Mamă, uite aici cât s-a dat ăștia. Înseamnă că fata a venit așa mai... Hai să vedem. Datele de naștere. O biografie. La asta se numește bios. Biografice. Biografie. Alte 9-10 milioane de... Ia. Corina sau drumul spre presa scrise și televiziune și online și activitatea de mediator. Oh, sunt și eu din elist, asta mi-am dorit, nu știu dacă am reușit. Aolo, m-ai pierdut. Asta mi-am dorit. Păi și eu nu doresc asta. Corina s-a născut la 29 aprilie 1955. Aolo, cât ți-ai dorit tu, pula mea, de aia acum 60 ceva, de aia la 70. Are ambiția, tenacitatea și darul de a asculta oameni. Aolo. Mamă, cât adarul trebuie să ai. Așa. Corina ajunge la Reality TV. N-aș pa Corina, că și eu eram pe lângă Reality. Treceam pe acolo, pe la voi. Ai zis, bă, să mă duc și eu până la ăștia, să le zic, bă, cum să fac și eu cașcaval, că lucrez la un job aici pe lângă voi, pula. A o fată care se ocupă amândoi. Soții Drăgătescu, deci uite, gata, am pierdut-o și pe Corina Drăgătescu. Are ziua, are 25 de ore. Ea recunoaște meritele soțului care a înțeles că nu are o soție cu un program natural. Soții Drăgătescu au o fată de care se ocupă amândoi. Mamă, cât de ocupat sunt de fata aia. Așa a reușit Corina să aibă și viață de fabulă, să ocupe de meseria sa de jurnalist. Nu va renunța la presă, din lipsa de timp. Păi, fată, ori ai 25 de ore, ori ai lipsă de timp. Nu, e o figură plastică, mă. Dacă a fi 100% timp, ar fi de 24 de ore. Dar fata fiind totul relativ, așa văd eu lumea, de fapt nu e, în mod exact, este 24 de ore, virgulă, nu știu cât. Deci, dar pizda a zis, băi, eu sunt și mai pizdă. Deci hai să vedem câți ani galactici are pizda. Hai Corina, mergem cu materialul clientului. Hai că n-am calculatorul la mine. 25 de ore, ori 7 zile pe bani. Băgăm direct 365. Toate că nu e exact, da? Mergem pe fată. Ia uite câte ore are. Pan.
Are 9125 de ore. Aulă, facem regula de 3 simplă. Nu știu. Minus, dar nu, bag memori. Memories, așa. La memories, pe băiat. Și bag acum. Cum am eu timpul? 24 de ore ori 365. Egal cu așa. Și cum de acum apelez eu la memories? Păi mai bag încă un memories? Nu știu. Bag minus ăsta, o să-i schimb valoarea la minus. Sau plus. Plus cu minus. Dar de fapt am fără calculatoră. Zic că știi câte ore are fata în plus? Are 365 de ore. Deci un an de-al meu e cum ar fi la fată un an și nu știu cât cașcaval. Mai are încă 365 de ore, deci... Cum pula mea, păi, îți dai seama ca să fii Corina Drăgotescu, sau mai ai atâtea. Mai numeri încă 365 de ore de la mulți ani, continuu. Ești mai adracu decât fusul orar. Ia uite, asta de Andreea Cora și prietena lui aia. Andreea Cora este cu Corina. Mamă, ce se iubește astea. Băi, cred că vin la șoțul tău, băi, lasă-mă și pe mine să bag lib la... Să-mi bag cucul păsărica la fapt. Ăla cum? Da, vreau păsărica de la fapt. De ce? Vreau să mi se facă 26 de ore, mă, pă, la 24. Cum? 26 de ore. Să fii mai adrăcu ca mă. De ce? Să am 700... nu știu cât am. Iar fătul 365 de ore. Păi îmi stai puțin fată, nu știu. Face 600, cât pula. Aole. Cu încă 65. Aole, m-am îmbrăligat în aritmetica asta. Și eu vreau să iau la Politehnică. Am timp? Nu. N-am timp. E din lipsă de timp. Eu cred că vin la fita, dar cred că e puștoaie de adolescent. Cred că mă urăște. A apărut nebunul pomă că a început să cam ia la pulci pe mulți. Da, fată, uite-te și tu ce ai declanșat. Radio Europa Liberă, de fapt, a grăbit revoluția. Acum v-ați învățat să o puneți de o revoluție cam în continuu. Și până la urmă vi se va îndeplini dorința. Vechile. Și nu știu dacă o să vă convină, că sunt revoluții bune și revoluții rele. Care așa e ele.